Bine v-am găsit! În acest material vă prezint o modalitate prin care puteți anunța un eveniment ce va avea loc în școala voastră. Mai exact, vă voi prezenta cum puteți crea un afiș. Imaginați-vă că voi, elevii clasei a patra, doriți să-i anunțați pe colegii din toată școala că veți organiza un concurs de desen sau de pictură. Pentru ca toți să afle despre evenimentul vostru, puteți concepe un afiș pe care să-l lipiți pe holurile școlii. Dar ce este un afiș și ce informații trebuie să conțină el? Afișul este o informare scrisă expusă public prin care se transmit informații despre un anumit eveniment. Afișul trebuie să atragă privirea și să conțină informații esențiale referitoare la eveniment. Textul de pe afiș trebuie să fie scurt pentru a fi ușor de citit și convingător. Pentru a fi atractiv, un afiș va conține imagini, respectiv fotografii sau desene. Priviți următorul afiș. Iată ce conține acesta. Numele evenimentului și numele organizatorului. Adresa sau locul desfășurării, data și ora. Publicul țintă, adică cine poate să participe, imagini relevante și alte informații importante. De exemplu, dacă evenimentul este cu plată sau nu, dacă participanții au nevoie de anumite obiecte, materiale sau, dimpotrivă, nu este permis accesul cu anumite obiecte. Iată un alt exemplu de afiș. Identificați informațiile importante. Despre ce eveniment este vorba? Este o piesă de teatru, Motanul încălțat. Cine organizează evenimentul? Teatrul Ariel organizează acest spectacol. Care este locul desfășurării? Adresa este strada Baladei, numărul 6. În ce dată și la ce oră va avea loc? Spectacolul are loc duminică, 2 aprilie, la ora 10. Cine poate să participe? Este evident că este un spectacol pentru copii. Ce sugerează imaginea? Imaginea reprezintă chiar personajul principal, respectiv Motanul încălțat. Ce alte informații mai apar? Apar numele actorilor și prețul biletului. Acum e rândul vostru. Lucrați în perechi și realizați un afiș prin care să anunțați colegii din școală despre un concurs de pictură. Organizați o expoziție cu afișele voastre. Pe data viitoare!